Și a fost descoperit în anii 20 ai secolului trecut. Situl arheologic din satul Costești a fost neglijat de autorități. Este un teritoriu extrem de important pentru țara noastră, fiind a doua așezare urbană din secolul al XIV-lea, după Orheiul Vechi. Prezintă un interes aparte, mai ales după dimensiunea spațiului dispus pentru investigație arheologică, ce o depășește pe cea a Orheiului Vechi. Autoritățile s-au autosesizat după una din edițiile Asfalt de Moldova, iar noi am decis să punem lucrurile cap la cap pentru a vedea cine se face vinovat de dispariția vestigiilor istorice. Acolo există un cimitir din secolul XIV. Mai sus e o cetate de pământ ce datează la fel din perioada acestui oraș. Noi ne aflăm pe un cartier meșteșugăresc. Nimica n-am găsit. Așa câte o bocnă. E pe aici, am văzut, dar așa mică. Ce fel de bocnă? Bocnă e de oale. Vechi, de lut sau de fier? De lut, da. Și ce ați făcut cu ele? După le-am aruncat. De aici s-a dus lut, încărcat de scavatorul. Ia ca acolo. Toate grădinițele din sat, sub fundam, știți că scot cernozoimă după lege și pun lut. Grădinițele, școli, stadionul. Partea inferioară a stratului de cultură nu este afectat și prezintă mare interes pentru arheologie. Vedem acolo un alt cimitir afectat, oase umane scoase la suprafață de plug, prin arătura făcută de cetățeanul Vasile Sula. E adevărat, ați scos oase la suprafață? Povești! Acest sit arheologic a fost distrus foarte, deteriorat foarte mult de așa numiți căutători de comori. Urmile lor le observăm și acum. Am eu nu-i văd să vină. Dar aș vrea să vii și acum când nu ne-ar fi urât. S-a votat un proiect de lege care presupune modificarea codului contravențional și codului penal în domeniul arheologiei, a monumentelor istorice și pentru distrugere se va aplica nu doar amenzi, ci va fi pedeapsă cu închisoare. Nu trebuie amenzi, mai bine la pușcărie, că acolo să-mi hrănească, să mă țâie, n-am să lucrez, n-am să mă chinui. Domnul Vasile Arnu, acolo care spune că îi aparțin și nu țin de sectorul sitului, urmează să analizăm și să discutăm și acest moment. Tot din 99. Decizia Consiliului Raional, rentă pe 25 de ani și la cumpărare în proprietate. Le-am spus, domnule Vasile, nici nu se încerce să discutăm până nu stabilim exact destinația pământului, perimetru, hotarul, până unde la avea nevoie acest monument de teritoriu pentru a fi protejat. Și uitați-vă, scrie. Este posibil priorația în losul lui respectiv în strictă corespundere plan cadastral. Ce mai vreți oamenii buni? În monitorul oficial, acest sit figurează cu numere, denumirea Costești 1, publicat însă acest registru al monumentelor ocrotirii de stat abia în 2010. Dacă eu deschid monitorul oficial și văd legea făcută și trecută pe monitorul oficial, unde acolo e arătat că pământul ăsta ia, e că acest pământ vreau că iese luat sub protecția statului, că-l protejează statul și eu n-am drept acolo să fac nică, lasă-l ei.